cer scutirea de la testele prebac. Mai mulți deținători ai certificatelor internaționale de cunoaștere a limbilor străine au depus un demers către Ministerul Educației și Cercetării prin care cer scutirea de la teste și asigurarea cu nota maximă din oficiu la limba străină. Ministerul Educației menționează că în decurs de 30 de zile va examina demersul. Inițiatorii demersului sunt Cristina Vizir și Daniel Chitoroagă, ambii elevi în clasa 12, cei doi menționează că majoritatea au susținut ideea lor. Am primit peste 500 de semnături pentru această petiție, ce reprezintă practic jumătate din persoane care au acel certificat. Avem peste 60 de consilii a elevilor care au susținut inițiativa noastră. Eu am așa o tradiție cu petițiile. Anul trecut am făcut o petiție legată de tezele semestriale. Mi-a venit ideea asta că e cam o lipsă de eficiență și de logică persoanele care demonstrează nivelul de cunoaștere a limbii să dea teze sau prebac. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, demersul a fost recepționat și urmează să fie examinat în vederea luării unei decizii. De la tezele semestriale li se acordă 10 din oficiu elevilor care sunt deținători de diplome gradului 1, 2 și 3 la olimpiadele republicane și internaționale. Se va examina această inițiativă să vedem dacă ea corespunde acelor rigori care sunt incluse astăzi în cadrul normativ. Menționăm că în 2021, 1301 elevi din Republica Moldova au primit 10 din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină în baza certificatelor recunoscute internațional.